Mă numesc Jack Fresco și sunt proiectantul proiectului Venus, în Venus, Florida. Proiectul Venus susține că, dacă nu vrei război, sărăcie, foamete, șomaj, dispute teritoriale și toate celelalte probleme pe care le are societatea, trebuie să declari pământul ca o moștenire comună a tuturor oamenilor. Dacă nu reușești să faci asta, vei avea suma problemelor evenimentelor care nu vrei să le schimbi. Dacă nu ne schimbăm, vom avea aceleași probleme în mod repetat. Proiectul Venus încearcă să proiecteze o lume unde sărăcia, războiul, închisorile, poliția nu există. Pentru că ne ocupăm de cauzele problemelor, factorii care formează comportamentul arogant, agresivitatea, toate lucrurile care paralizează societatea noastră și o împiedică să crească. Politica a fost bună acum 100 de ani. Astăzi, politicienii nu au abilitatea să rezolve niciun fel de probleme, pentru că nu sunt studenți de comportament, ei nu sunt studenți în agricultură, oceanografie, ei nu știu nimic despre factorii funcționale ai lumii. Așa că spun lucruri care le place oamenilor să audă. Și astfel, sunt aleși. Pe de altă parte, oamenii de știință nu sunt îngrijorați de aprobarea publică. Chiar dacă toți de pe pământ ar crede că pământul e plat, ei ar spune, vă înșelați, aceasta este dovada care susține faptul că pământul e rotund. Dar ei nu spun, este puțin rotund și puțin plat. Asta spun politicienii. Banii au fost un avantaj proiectat de om acum mulți ani. Se obișnuia să cari un sac de mere să-l schimbi pentru roșii. Acesta a fost comerțul în trecut. Dar când ai inventat banii, transportai obiecte mai mici și era mai ușor să reprezinți merele, roșiile sau ouăle, dând persoanei o monedă în loc să aduci 50 de ouă sau găini. Banii reprezentau o valoare convenită, se reducă bagajele ce conțineau obiecte grele. Mai târziu a devenit cel mai corupt intermediar din lume. Au plătit oamenii, s-au corupt care pe care. Dacă vrei ca un parlamentar să se cumpere în interesul tău, pui o anumită sumă de bani și îl ajuți să fie ales. Și acea persoană ți rămâne datoare. La fel și companiile de medicamente, companiile auto, băncile, toate sistemele din lume care folosesc bani sunt în principiu corupte. Religia. În trecut, oamenii nu puteau clasifica evenimentele naturale. Ei nu știau de unde au apărut toate acestea. Au presupus că este un tip care trăiește în cer, care a făcut toate aceste lucruri. A făcut pământul. Cred că i-a luat 6 zile, iar în ziua 7 s-a odihnit. Dacă a durat 6 zile, înseamnă că se rotea în timp ce făcea, pentru că nu puteai avea o zi. Trebuie să fi fost foarte greu să lucreze la el în timp ce se rotea. Apoi a făcut un bărbat și o femeie și i-a pus într-o grădină frumoasă și a făcut un șarpe care a intrat acolo și a spus, știți, faceți lucruri teribile. Și oamenii mănâncă fructul cunoașterii. Au mâncat fructul și i-au dat afară. În primul rând, el a făcut un șarpe pentru a-i tenta. Nu înțeleg această ființă iubitoare, binevoitoare, care iubește pe toată lumea, apoi creează ciuma și alte boli când se înfurie. Iar dacă nu urmezi învățăturile, toate învățăturile religioase, arzi în iad. Mie mai mult îmi sună a fi un psihopat, nu Dumnezeu. Eu sunt rezervat când îmi spun că Dumnezeu iubește pe toți. Apoi El creează o plagă, copiii mor. Atunci am spus, de ce mor copiii? Deoarece copiii vor suferi pentru păcatele părinților. Acesta nu este un Dumnezeu just. Este un Dumnezeu făcut de oameni. Te întreb dacă eu cred în Dumnezeu. Nu în aceste concepte de Dumnezeu de care am auzit. I've heard.
Războiul este un cuvânt care a fost inventat când un grup de oameni dintr-un teritoriu a luat pământul altora, a folosit forța și violența, iar războiul a fost mijlocul pentru a face asta. Împuști alți oameni, le fur femeile și resursele pentru propriul câștig. Națiunile au fost în război de când oamenii au inventat arme. Iar atâta timp cât inventezi arme, o să ai război. Războiul înseamnă să protejezi tot ce ai furat de la alții. Nici o națiune nu pornește foarte mare. Ele pornesc mai mici, luând terenurile de la alți oameni. Și nu le iau pe bază de invitație, nu au fost invitate să preia terenul. L-au luat prin ucidere, forță și violență. Războiul este modul cel mai nepotrivit pentru soluționarea diferențelor. Invited to take over the land, they took it by killing, force, and violence. And war is the most inappropriate way of solving the differences. That's why I'm against. De aceea sunt împotriva Pentagonului și armatei, pentru că în mare parte ar trebui să îi preocupe cum să treacă peste diferențe și să aducă națiunile împreună spre un scop comun, mai precis să aibă grijă de mediu, unul de altul, și să restaureze mediul deteriorat. Asta e ceea ce mi-ar place să văd în sistemul militar. Mi-ar plăcea să văd, în loc de instruirea milioanelor de soldați să devină mașini de ucis, mai degrabă i-aș instrui să fie cei care rezolvă problemele, trimițându-i înapoi la școală, învățându-i știința socială, psihologie socială, sociologie, astfel încât să adauge la cultură, nu să fie destructiv. Întreabă pe oricine, ce înseamnă democrația? Ei cred că înseamnă participarea în treburile guvernului. Așa că îi întreb, chiar crezi în democrație? Ei întotdeauna spun, da. I-am spus, ai votat pentru programul spațial? Ei spun, nu. Ai votat pentru războiul în Vietnam? Nu. Ai votat pentru războiul de acum? Nu. Atunci unde n-ai mai participat? Aceasta este o iluzie dată oamenilor. Ei aleg chiar și persoanele pentru care votezi. Să fie sigur că vor menține lucrurile așa cum sunt, stabilite de cercurile conducerii. Așa că îi pun acolo pentru că acum să-i votezi. Dacă am trăit în democrație, ar fi 5.000 de partide politice, puncte diferite de vedere. Într-o democrație adevărată ai avea așa ceva. Toate punctele de vedere exprimate la radio și în televiziune depinde de tine să-l oprești. It's up to you to turn it off.